Comercianții din piața centrală își freacă mâinile de bucurie în această perioadă. Atât cei care vând borcane, capace, butoaie sau bitoane din plastic, cât și cei care au la vânzare legume și fructe spun că vânzările merg destul de bine perioada aceasta, mai ales că este sezonul perfect pentru pregătirea conservelor. De departe, cel mai bine se vând castraveții, roșiile, varza, prunele, caisele, piersicile și vișinile. Gospodinele știu deja ceea ce au de făcut, așa că nu stau prea mult pe gânduri când vine vorba despre aprovizionarea cămarei. V-ați apucat de conserve pentru iarnă? Da. Mamă, da. Ce faci? Uite, acolo roșii. Da. Ați la borcane? Ați cumpărat borcane? Avem acasă. Aveți da. Capace. Da. Ați luat capace acum, da, da. Și ce puneți la borcan? Roșii, castraveții, să punem, să facem compoturi. Din ce? Din prune, dar le mănâncă graorii. Mama face la țară. Și dumneavoastră nimic? Nimic. Butoaie pentru toamnă muit. Dacă e din timp, ai toamnă. Dacă nu e din timp, nu ai toamnă. La conserve. Varză, pepen, castraveți, de toate. Da. Așa procedați în fiecare an? Luați... Da, în fiecare an. Țin din fiecare? Suntem o familie numeroasă și punem mai mult. Da. Vă pregătiți pentru iarnă? Da, ce bine. Ce puneți la borcă? Castraveți. Roșiile, compotul? Roșiile în curs de preparare. Ce mai puneți? La butoi, ceva la... N-am butoi. Varză? Varză în octombrie, noiembrie. Sigur că dacă suntem gospodine. Mami, am pus castraveți, am făcut roșii, înțelegi? Și acum ne pregătim să facem un fel de gem, dacă scoate, dacă nu scoate prunișoare, astea. Dulceața am făcut-o de vișini. Compoturi facem din prune, facem din piersici, că am văzut că au ieșit piersicile pe piață, facem și un gem de piersici, așa, și facem și o dulceață de trandafir din ăla, așa, știi, peltică din aia bună.